FCSB a făcut o baie de mulțime după ce a fost primită în Ghencea și a prezentat noul echipament sus pe mall. Comandavi Popescu și noile transferuri, Băluță, Djokovic și Înghezana, și-au făcut cu greu loc prin mulțime. Prezentarea noului echipament a avut loc la o zi după ce FCSB a fost primită în Ghencea. Vă așteptăm pe toți în templul fotbalului românesc, unde ne vom întoarce în casa noastră! Toți steliștii vor veni să ne susțină în Ghencea. Asta au vrut și uite că s-a și întâmplat. Dar nu vă gândiți că ar putea avea loc incidente în Ghencea? Eu am meci, nu sunt, stau în tribună, nu. Sperăm să fie de bun augur și să câștigăm meciul cu Dinamo. Fotbaliștii de la FCSB au urcat pe mall la fel și copiii veniți să-i vadă. Unii au stat și 3 ore în soare la 33 de grade. Nu ți-e cald? Nu. Ești fanul lui? Da. Pe cine ai venit să vezi? Pe cine o venit? Cine ai așteptat?